Ștefan Creangă, fracțiunea Partidului Liberal-Democrat din Moldova. Stimate domnule autor, spuneți-ne, vă rog, dumneavoastră veniți cu propunerea de a exclude de la articolul 9 și la articolul 10 cuvintele ceea ce ar permite agenției să se ocupe de evaluarea conformității. Aceste excluderi, din punctul dumneavoastră de vedere, nu va pereclita dreptul consumatorului la un serviciu de calitate? Deci, noi vorbim nu de control a evaluării, noi vorbim că evaluarea ca atare și certificarea managementului care este stipulat în cod nu este noțiune de control a calității, este noțiune de certificarea managementului în transport. Asta cu totul altceva. Asta trebuie, certificarea aceasta trebuie să fie voluntară. Dacă omul vrea, binevol face. Pentru publicitate, pentru clienți, dar nu este, deci, ca să fie mai clar, certifică orice transport, ca atare, orice vehicul este certificat. Managerul primește certificat și are studii speciale. Deci noi vorbim despre management. Certificarea managementului. Este vorba de un ISO care costă 10 de mii de lei, dar poate 10 de mii de euro. Pentru ce? Poate să-mi explice cineva pentru ce noi controlăm, îl impunem pe om, ca o companie, cum el să lucreze. Deci noi avem o economie de piață, oamenii sunt liberi, cum ei nu trebuie să încalce legile, da? Asta prima. A doua întrebare. Dacă noi luăm aici ca bază ceea ce e scris, prezentul cod se aplică tuturor întreprinderilor înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Garajul guvernului există așa, da? Un garaj de transport. Deci o să vină o companie particulară să indice cum trebuie să lucreze și garajul guvernului. Deci noi la asta tindem. Dacă noi pentru asta suntem, cum o să voteze plenul? Mulțumim, domnul Creangă, vă rog frumos dacă aveți precizare sau două. Deci, încă un moment. Trebuie de avut în vedere că certificarea aceasta nu se produce de agenție ANTA. Ea este produsă de o companie particulară care vine, dar ANTA impune, în cazul acesta, o companie particulară ca să încheie un contract cu altă companie particulară. Mulțumesc. O mică precizare. Dumneavoastră faceți referire la garajul guvernului, bine că n-ați făcut. Eu ca pildă, referire la garajul Parlamentului. Dar garajul Parlamentului nu este, pur și simplu, atare noțiune. Direcția care asigură transportul. Dar nu v-ați referit la acele servicii pe care populația le plătește zi de zi și întreprinderile trebuie să fie conforme pentru a presta serviciile date. Deci, dumneavoastră, inițiativa de a exclude atribuțiile agenției de a verifica aplicarea procedurii de evaluare, eu cred că este în detrimentul consumatorului. Asta este prima. Și, respectiv, dumneavoastră ați menționat despre acele prețuri exorbitante. Vreau să vă aduc la cunoștință că un certificat, m-am informat, costă 1200 de lei pentru un an de zile. În momentul când transportatorul prestează aceste servicii pentru populație, eu cred că noi trebuie să obligăm acești transportatori ca transportul să fie în conformitate. Noi ne gândim la protecția consumatorului, la cetățenii care transportăm, sau ne gândim la interesele agenților economici. Deci, noi trebuie să ne gândim și agenții economici sunt cetățenii acestei țări, în primul rând, dar certificarea managementului întreprinderii, ea nu înseamnă siguranță la transport. Deci transportul este verificat, transport de pasageri odată în jumătate de an este verificat. Asta noi cunoaștem. Poate nu cunoaștem, dacă nu cunoașteți, eu vă spun. Certificatul managerului care dirigează acest transport, el odată în 3 ani trebuie să confirme, să absolvească niște cursuri, să dea examen. Noi vorbim de managementul întreprinderii, deci ca să vină, să spună cu ce culoare pixului să scrie el foaia de parcurs, cum să închine unul la altul acolo, cum să dea hârtie asta, în ce mapă trebuie să fie. Eu știu despre ce vorbesc, fiindcă eu am văzut asta. Asta trebuie să fie binevol. Nu mi-este clar și chiar sunt nedumerită de ce considerați dumneavoastră cu un conducător auto nu trebuie să posede o vechime în muncă, să aibă o experiență. Noi știm azi foarte bine care este
care este situația în trafic. Deci azi taxiști avem băieți de 18 ani, care în fiecare zi în noutăți avem decedate, accidente, vieți pierdute. Deci considerați dumneavoastră că este mai important să ai o experiență de 3 ani când transportezi deci, niște marfă mai periculoasă și ceea ce mai indicați dumneavoastră pe traseu internațional și este mai puțin important să asigurăm siguranța la trafic. Asta chiar este, nu știu, eu cel puțin pe mine mă indignează, pentru că conducătorul din start auto trebuie să fie acel care să vegheze asupra siguranței la trafic. Și vreau să-mi explicați din care considerent dumneavoastră ați reieșit atunci când spuneți că dar nu este nevoie de o experiență. Am primit permisul și m-am urcat la volan și încep a transporta oameni. Nu credeți că asta este cel puțin așa o irresponsabilitate până la urmă? Și asta ne va duce la multe lucruri mult mai tragice decât le avem astăzi în traficul nostru. Asta este prima întrebare și asta am și a doua. Mulțumesc. Bine. Mulțumesc. Eu îmi cer scuze, dar problema e următoarea. Omul absolvește niște cursuri de conducător auto, susține examen și nu poate primi la lucru nicăieri. El nu poate fi primit nicăieri, fiindcă el nu are vechime în muncă, înțelegeți? El nu are unde să obțină. Din cauza asta noi am dezlegat, încercăm să dezlegăm problema. Pentru transportul de pasageri, transport internațional, transport agabaritic, de mărfuri periculoase, unde se cerea și pe timpurile vechi, cum s-ar zice, vechime în muncă, da. Dar dacă omul a primit, dacă astăzi a primit el permis, unde să meargă el, unde să lucreze? El nu poate să lucreze nici pe mașină, îmi cer scuze, care cargă noi prin oraș. Nicăieri. Înțelegeți? Precizare sau a doua întrebare, doamna... Deci, asta este o greșeală aici, în codul transportului. Pur și simplu e greșeală. Dar vă rog frumos, doamna Puschi. Doamna Puschi. Mulțumesc. Deci, urmând logica dumneavoastră, astăzi fiecare poate transporta și dăm permisiune foarte lejer să transporte oameni, de atât că poate conducătorii auto trebuie să angajeze persoanele care au primit recent permisul, o perioadă să-i crească pentru eventuali conducători autoprofesioniști. Poate asta ar trebui să ne punem drept scop, dar nu să ne batem pentru că nu este o problemă noastră foarte ușor, nu știu cum, discutați vis-a-vis de... El nu are unde să angajeze, dar da. El are în spatele lui oameni și asta trebuie să luăm în calcul. Oameni nu are, fiindcă pasageri nu poate transporta, dacă n-are... Eu mă uit la capitolul în care este incorporat articolul 43, stimate coleg, și aici scrie foarte clar, atestarea profesională a managerilor de transport și a conducătorilor auto, asta presupune și transportarea eventuală a oamenilor.